Geamănul, judecătorii nu s-au lăsat impresionați de caracterizarea făcută de pastorul interlopului. Probele aduse de procurori și prelucrate de FBI au cântărit mai mult în ochii magistraților. Sandu Geamănul este acuzat că a omorât în bătaie un pensionar, iar apoi i-a furat mașina. Domnul Geamănul! A cui greșeală? Săptămâna trecută, Geamănul a fost arestat. Acuzațiile: omor calificat, omor deosebit de grav, tâlhărie și violare de domiciliu. A încercat să scape motivând că are copii acasă și că i-a murit mama. Apărătorul său a depus chiar și o caracterizare făcută de un pastor. Motiva că Geamănul merită să fie liber pentru că este un om cu frică de Dumnezeu și că nu a mai făcut fără de legi de mai bine de un an. Caracterizarea nu i-a înduioșat pe judecători, ba dimpotrivă. Și înainte de săvârșirea faptei, inculpatul avea o legătură mai specială cu divinitatea, deoarece după ce a omorât în chinuri victima ZN și i-a furat autoturismul, i-a sustras acestuia și mătăniile ce se aflau în mașină și pe care le obținuse de la mănăstirea Cernica și le-a agățat în propriul său BMW seria 6, probabil pentru a fi protejat de cele rele. De asta te-ai pocăit? Ai remușcări? Ai remușcări? Bătrânul Nicolae Zdoca a fost bătut pe 19 noiembrie 2008 și a murit câteva luni mai târziu pentru un Audi Q7 și 250.000 de lei. Iar ofițerii de la serviciul omorurii au dovedit faptul că Geamănul a fost cel mai violent dintre bătăuși. Anchetatorii au găsit și imagini filmate la scurt timp după jaf de o cameră de supraveghere din zonă cu mașina furată. Au cerut sprijinul FBI pentru a le prelucra, au audiat zeci de persoane și au obținut mărturii chiar de la oamenii din vechiul anturaj al lui Geamănul. Noua Românie, cu doar 8 județe, ne poate costa mai mult decât...